Salutări, Tovărășești! Astăzi toaletăm live. Adică veți vedea toată povestea de la cap la coadă. Încerc să nu mai filmez din bucăți. Nu știu dacă mi-incar pe YouTube o oră și ceva de filmare continuă. Vedem. Bun. Astăzi am la toaletaj, mi-a venit la toaletaj o boloncă, zic ei. E un bișonel, de fapt, cred că este o combinație între mai multe rase. În orice caz, este un câine ideal pentru un frizer, deoarece mama lui îl iubește, îl aduce la toaletaj regulat. Are un păr relativ bun. Este un câine care îmi permite să-i dau o formă, să lucrez cu foarfeca mai mult pe el și să arate foarte bine. E un câine relativ liniștit, un pic anxios, dar nu sunt probleme. O frumusețe de băiat. Ia zi, tati. Bun. Ceva călți? Nu avem călți. Foarte important, câinele nu trebuie să aibă călți dacă îl vrem cu forma. Bun. Îi dăm bătaie. Să mai ridicăm masa ca să se vadă mai bine în cameră. Stai cu bine. Bravo, iubitul. E foarte greu să lucrezi, să și filmezi, să te uiți în cameră, să vezi dacă ești pe direcția care trebuie. În fine. Dar cine are ochii să înțeleagă și minte să aprecieze, sunt convins că nu va avea probleme. Bun. Mai și vorbesc, sper să se audă. Scoatem excesul de păr, pentru că îl băgăm la spălat și nu ne trebuie atâta păr, oricum nu ne trebuie atâta păr. Și n-are rost să spălăm și să uscăm un păr care oricum va pleca după câine. Am o lamă care văd că a început să facă figuri. Lamele astea mai trebuie și ascuțită din când în când. Eu le ascut, problema e că nu știu ăștia să le ascută prea bine. Și mă enervez. Bun, am venit pe dată. Pe zi. El va primi un toaletaj pentru stradă, adică nu face toaletaj de show-uri, de competiții, dar respectând oarecum standardul rasei. Câinele ăsta nu-l bărgărim, nu este cazul. Adică nu-l facem foarte scurt pe corp și pe picioare. Lăsăm capul să se vadă frumos, urechile, corpul, coada. Așa, mai verificăm unghii, dacă e cazul le și pe el, dacă nu, nu. Când îl spălăm, ne uităm la glandele lui perianale, dacă trebuie le vizăm, dacă nu, nu. Dar verificăm. Mulțumesc pentru aprecieri pe YouTube, pentru like-uri, pentru abonați, pentru abonament, pentru că v-ați abonat. Se putea și mai bine, dar nu disperăm. Nu disperăm că nu ne grăbim. Dar oricum, ați înțeles ideea, da? Abonați-vă că așa trebuie. Stai tu. Da, iubitul, stai bine. Bravo, Gurință! Bravo, Gurință! Poate unii se întreabă, domne, de ce nu-i lasă mai mult volum
mai multe unghiuri să angulații să fac un foarte că mai șmecher, mai cu formă, cu foarte simplu, pentru că stăpânul nu dorește așa. Și ar fi bine pentru cei care fac seria asta sau vor să o facă, ce mai important e să ții cont de ce vrea stăpânul. Nu contează de ce crezi tu. Că până la urmă stăpânul dă bani. Mie mi s-a întâmplat să tund un câine după cum simțeam eu și cum îmi plăcea mie să arată, dar n-a mai venit el. Și că nu i-a plăcut. Pur și simplu, eu vroia câinele, nu știu, să fie mai scurt, mai înfânt, mă rog. Deci de-aia cățelul ăsta îl fac așa cum îl dorește mama lui. Odată. Adonică, ia stai tu, tata. Ia stai tu, iubirea. Strângem aici ce avem pe masă și ne băgăm la baie. Va trebui să întorc telefonul, să vedem cum Dumnezeu, să facem filmarea. Cred că lovesc și pornesc după aceea.